Bună ziua, dragii mei, gemeni! Continui etalarea cu viața voastră a unora dintre voi, viața voastră intimă, ce experimentați, ce vor experimenta unii dintre voi. Văd deja că încercați unii dintre voi să dea stringul, să dea această legătură foarte puternică, de atracție puternică între voi și cineva. O legătură amoroasă, aventuroasă, care totuși v-a adus, v-a vindecat, v-a împlinit multe dorințe, cel puțin erotice, da? Sexuale. Și totuși trebuie să cineva respinge, iar 8 de cupe apare și aici 8 de cupe. Am vorbit mai devreme, da? Cineva respinge pentru că trebuie să aleagă 2. 2 de spade a fost și în etalarea anterioară, 2 de bâte. Trebuie să aleagă, eventual să se detașeze 6, interesant că mai a apărut, 6 de spade. E un moment de decizii și revin, e o chestiune de moralitate. Dar haideți să vedem din punct de vedere sexual, intim, senzual, ce veți trăi unii dintre voi, gemeni, în iulie. Nu prea multe. În iulie, gemeni, gemeniți. Ia, regina de spade. Posibil relația este la distanță sau se pune o distanță între voi. Pentru unii dintre voi, și asta vă dă dureri de inimă, vă rănește într-un fel sau altul și vă face să deveniți mai reci, mai distanți. Posibil că aveți pe cineva, unii dintre voi, acasă, că tot am vorbit de moralitate, de integritate, aveți acasă pe cineva cu care comunicați foarte rece, foarte rece. Aveți nevoie de. Vom vedea de ce aveți nevoie, dar e clar, regina de spade. Ia uite, împăratul. Împăratul este destul de rece, dar e o luptă interioară. Unii dintre voi aveți fantezii, eventual cu un semn de pământ. Vă doriți ceva ieșit din comun, oricum. Dacă stați într-o plictiseală senzuală, sexuală, vă doriți ceva ieșit din comun, unii dintre voi. Am văzut și turnul. Haideți să vedem ce mai vine. Exact două cărți. Ia uite. Judecata și trei de cupe. Am zis că vă doriți ceva ieșit din comun. Ia uite și apare și soțul, soția, regele de spade sau aceeași persoană, că nu poate să apară de două ori, apare sub o altă formă, da? Aceeași persoană își dorește fericirea, eventual în secret. Încearcă să se abțină, dar destul de greu. Marea preoteasă, regina de cupe, își dorește o dragoste adevărată, dorește fericire, nu-și mai dorește aventuri, nu-și mai dorește relații de scurtă durată sau furate, sau furate. Deci, regele și regina de spade a apărut de două ori. E clar că este vorba de voi. Însă, interesant este că judecata. Unii dintre voi vă gândiți nu cumva să fiți judecați dacă intrați într-un trio, că tot am vorbit de integritate, da? Judecata, aici este un cuplu, apare și regele și regina, da? Și apare și un trei de cupe. Trei de cupe care uneori însă vorbește despre trio amoros. Vă este teamă că dacă intrați în această relație cu acest suflet pereche, cum am zis mai devreme, cu care vă înțelegeți foarte bine, din punct de vedere erotic, sexual, vă aduce multe satisfacții, vă este teamă că veți fi judecați. Pe de altă parte, vă doriți să renască niște dorințe în voi. Dacă ați fost într-un cuplu rece și distant, sau cine a fost în această poziție, da? Își dorește ceva special, ceva nu neapărat nou, ceva care să-i reaprindă pasiunea. Și posibil să găsească acel ceva sau acea persoană în afara căsătoriei. Eventual, conștientizează că persoana aceasta de care sunt foarte atrași vine dintr-o altă viață, vine exact special ca să le renască lor pasiunea într-un moment în care posibil o pierduseră.
Însă e o chestiune de judecată. E judecată, judecată. Se gândește, vorbește cu cineva despre această judecată. Poate persoana cealaltă a avut, da? Că după regele de spade apare iar soarele. Poate cealaltă persoană, știu, variază. Poate chiar un fig vartet, iar e complicată treaba. Însă și regele de spade își dorește soarele, își dorește o dragoste emoțională, în secret, Marea Preoteasă. Înțelegeți? În secret. Sper să pot să termin. Da? S-ar putea amândoi să vă doriți în secret alte persoane, pentru că împreună lucrurile nu prea mai merg. Nu prea mai merg. Pentru unii dintre voi. Dacă sunteți într-o relație de lungă durată, cred că a intervenit oarecum plictiseala. Și repet, dacă nu este partenerul, partenera voastră care și ea și el își găsește pe altcineva în afară, eu cred că amândoi vă abțineți, încercați cât puteți să rezistați unei situații destul de complicate. Dar din punct de vedere sexual este clar că cu atâtea spade... Ar mai fi o variantă pentru unii dintre voi ca acest personaj cu care simțiți, vă puteți simți foarte bine împreună, să vă doriți o împăcare eventual, da? Și să sperați o relație de lungă durată cu ei, nu cu ceilalți. Înțelegeți? Să-i vedeți ca pe